fac acum în sala Minerada din 99, ai fost în Valea Giulia, da. Povestește-mi pentru istoria presă. Nu, nu inconștient. Era în cadrul talk show-ului. Da, în cadrul talk show-ului. M-am dus să fac emisiune din Valea Giulia, inconștient. Păi da. Am ajuns seara acolo, am plecat... Nu plecaser încă. Nu plecaser încă. Și atunci am avut ideea, aici stau bine la idei, eu zic că mă duc în Valea Giulia să fac talk show-ul de acolo, de la Petroșan, de la Târgu Jiu, să vorbesc cu lumea în direct. Pentru că nu se știa în momentul ăla că ei vor neapărat să vină la București, puteau să rămână la Petroșani, puteau să negocieze cu cineva din guvern și așa mai departe. Marele geac. Deci am ajuns seara târziu acolo, frânt, n-am mâncat nimic și așa mai departe. Cu un operator după mine. Nu un, numai un operator. Nu, operator după mine, pentru că urma să vină carul de reportaj pentru talk show și așa da. Mai departe. Și eu zic, ce să fac în seara asta, că până la talk show era târziu seara talk show. Ce, zic, mă duc să filmez? Unde sunt minerii? Minerii unde erau? Între Petroșani și Târgu Jiu, pe Valea Jiului. Plecaseră. Plecaseră și erau acolo, încă nu ajunseseră la... Costești. Nu, nu ajunseseră la Târgu Jiu. Da. Erau între Petroșani și Târgu Jiu. Dom'le, o inconștiență dementă, că stau și mă gândesc, m-am dus acolo să vorbesc cu ei, să văd de ce au cu plecat. Cu camera și cu camera. Cu camera, cu eram reporter, da? Da. Cu microfonul, să-i întreb ce e, cum e. Și am stat după aia și mă gândesc, dacă zice unul, băi, iar... Ce caută ăsta aici, mă? Ia băgați-l în masa, da. Dați-i câteva... Era transmisia în direct sau era beta? Nu era beta, nu exista. Păi mai ales pe Valea Jiului, nu existau mijloace, nu existau DSNG-urile care le de deci reportaj. Cum aveai de când să transmiți talk show-ul tău? Talk show-ul? Nu, păi venea la Târgu Jiu. Nu venise la Târgu Jiu nu venise DSNG-ul care să transmită. Și am făcut carul de reportaj și am făcut talk show-ul, l-am făcut în hotelul, în holul hotelului din Târgu Jiu. Și am avut invitat și așa mai departe. La un moment dat s-a ridicat unul dintre minerii invitat. Ce e asta, băi, o mascaradă? E împotriva minerilor. Nu s-a ridicat să plece. A zis, dar ce am venit aici să asistăm la această mascaradă împotriva noastră când ni s-a luat dreptul? Și atunci eu, cu prezența de spirit, zic, imediat vă rog să ieșiți afară. Nu aveți voie nu aveți voie cu un astfel de comportament la Marius Tucășiu la Antena 1. Și l-am dat afară. Transmis în direct. Liniște, în direct, liniște, se poate lua caseta. Știți, trebuie să-i dai în cap ăluia care e șeful ălura. Cum ți s-a părut și de la Cosma și minerii? Erau preocupați de imaginea lor? Erau preocupați. Deci erau... Miron Cosma era un foarte bun un foarte bun comunicator, adică el vorbea cu mine, nu prea vorbea cu mulți ziariști. Adică eu că sunam pe telefon, că aveam telefoane mobile, cum erau atunci, îmi răspundea, l-am băgat și în direct și așa mai departe. N-a venit să participe la emisiunea de atunci, a participat Romeo Bejea, că era un lider mai din spate al minerilor. Erau foarte preocupați, erau foarte bine organizați, ei vorbeau de o chestie militarizată, nu era militarizată. Că s-a dovedit că la Stoienești i-a spulberat. Erau foarte organizați pentru că era spiritul lor de a lucra în subteran, normal, de solidaritate și așa mai departe. Care este părerea ta de comentator despre acum, după ce a făcut tot despre Cosma? Adică ce s-a părut? Că nu merita orice s-a spune să ia ani, atât de mulți ani de închisoare, pentru că era foarte greu de dovedit, era foarte greu de încadrat undeva. Nu, spun, eu am o părere bună de... Și era un lider sindical. Un lider, era un lider. Era un lider sindical. Putea să ajungă președintele României? Greu de crezut, dar avea carismă. Pentru un miner vorbea fără greșeală. Și nu era chiar așa nebun cum se... Nu era nebun deloc. Nu știa să vorbească, știa să negocieze, știa să joace foarte bine ceea ce făcea. Era un lider născut. Adică cum nu prea au apărut în viața sindicală și, în general, lider de felul ăsta, așa cum era Miron Cosma. Nici în politică nu... Știa ce să vorbească, știa când să vorbească, nu participa așa, vorbește peste tot și așa mai departe. Din păcate... A venit pușcăria, anii grei de închisoare, care l-au anihilat din punct de vedere ca personalitate, ca lider sindical, în primul rând. Orice talk show și orice emisiune, mai ales talk show, are producător. Pe cine a avut producător? Producătorul meu a fost un producător celebru, se cheamă Aura Țițirigă, da? E unde e Aura acum? Aura Țițirigă e în Germania. Cum de s-a lăsat de presă? Foarte interesant, că a fost pe pentru la că s-a săturat. Cum se poate lăsa un om de presă? Uite, să vă spun că și noi ne puteam lăsa, dar noi cred că nu ne lăsăm niciodată.
Pentru că a avut, după perioada asta care a fost foarte grea de producător la Marius Tucășiu, aproape 10 ani de zile, ea a fost șef de departament la Jurnalul Național și a făcut asta în paralel, în timp ce lucra și la jurnalul, era șefa departamentului politic, era redactor șef adjunct și ia să-i trimis și eu un mesaj să se uite la emisiunea aici, da, în timp real, că vorba aia, a lucrat cu noi, cu amândoi. Știți foarte bine că la un moment dat, eu v-am recomandat-o și erați destul de sceptic, la azi să lucreze cu dumneavoastră. Și acolo ați cunoscut-o. Și acolo ați cunoscut-o prima dată. A fost adjuncta mea și apoi a ajuns la B1. Chiar foarte bun. Da. E, și după ce a fost producător și Aura era producător în sensul cel mai bun al cuvântului. Acum, producător... Ce înseamnă producător? Pentru că făcea partea editorială în proporție de 80%, mi-o ușura mie munca. Idei, subiecte, documentare. Eu aveam, Aura îmi făcea 50-100 de pagini de citit la fiecare emisiune. Încercam să citesc cât mai mult. Uneori nu e bine să citești chiar tot, că mergi pe același... E adevărat, după presa, după televiziunile americane, că producătorul e foarte important? Cred că e cel mai important producător. Uneori e mai important decât realizatorul. Mai ales la americani, realizatorul trebuie să aibă carismă, trebuie să aibă umor, să aibă... Bine, până la urmă și alea poantele sunt scrise. Și lucrează scenariști. Da? Noi n-am avut scenariști. Documentariști, vai, Dumnezeule, o grămadă. Oameni care lucrează la arhivă și folosesc imagini. Ei, Aura făcea toate astea din postura unui producător ziarist, că e foarte important. Adică ea era producător mai puțin pe partea tehnică. Că până la urmă s-a priceput și acolo, fiind șefa Antenei 3 și după aceea B1. Da? A făcut practic două stații de știri. Probabil că ea a ajuns. Adică a plecat acum câțiva ani, probabil că 25 de ani a făcut numai asta. Ceea ce e enorm. Cât te uzează. Câți inși ar trebui să aibă o echipă ca la un moderator ca tine? Pe bune. Ca să fie... Ia cât deci, era în afară de ea cineva. Nu, mai erau încet. Nu, dar ar trebui să fie vreo... L-am văzut la Lerichin la încep, vreo 10. La început, nu sunt mai mulți. La început a fost Narcisa Iorga la mine, care lucra cu mine. Și a fost și ea un producător foarte bun, tot din postura de ziarist. Dar ne-am profesionalizat pe parcurs și lângă Aura mai erau încă 3 fete. Iar una dintre ele este Mihaela Andrei, care este producătoare de când lumea la gâdă. De la gâdă, adică am dat... Da. De ce e important să fie producătoarea atât timp cu moderator? Da, și ăla e un fenomen. Și pentru că se înțeleg, pentru că nu trebuie să discute foarte mult despre subiectele, știe fiecare ce are de făcut, mai ales producătorul, pentru că merg, ideile vin de la sine după atâta timp în care ai lucrat împreună. Adică noi aveam o echipă de 4 oameni, se lucra la documentare, cel mai greu era să aduci invitații. Adică era o muncă imensă pe care de obicei o făcea Aura sau chiar eu. Eu nu vă gândiți că eu stăteam toată ziua, în primul rând eram la ziar, da? Eram șeful unui cotidian. Stăteam cu mâna, stăteam pe la ziar și seara mă suna Aura, vezi că trebuie să vin. Nu, vorbeam cu ea non-stop, pentru că aveam o idee, aveam un invitat și cădeau invitația și așa mai departe. Uneori la 6 seara n-aveam invitat. Vă imaginați? În 3 ore trebuia să avem un invitat pe subiectul zilei, cam asta făceam. Da, pe evenimentul zilei, ca să folosesc. La invitații, producătoarea trebuie să aibă deja o listă înainte de a veni la tine la emisiune? Adică e foarte important când alegi o producă. Păi nu, că noi am început împreună. Deci, ai zis o chestie extraordinară pentru presă. Producătoarea trebuie să fie gazetăriță. Face 80 la... Da, e obligatoriu. Ce rol, care e ponderea subiectelor date de ea? Adică ea propune sau el propune și moderatorul... Cred că se face egal. Adică uneori aveam eu mai multe idei, alteori Aura, pentru că aveam și ziarul, ea citea, vedea. Ideea că e... Aveai noroc cu ziarul, foarte important. E foarte important pentru că treceau toate informațiile la mine și ședințele de sumar știam care sunt cele mai importante. Și de obicei, noi chemam omul zilei, care era... Mi-aduc aminte că la un moment dat aveam cei mai importanți 2 sau 3 politicieni din ziua aia și m-a sunat Cristian Tudor Popescu, sau nu, Dumitru Tinu, Dumnezeu să-l ierte, m-a sunat ca să le dau și lor un invitat la ProTV, că avea o emisiune săptămânală. Să nu i-am eu pe toți și le-am dat. Deci, subiectul acest era dat de omul și subiectul... Da, omul zilei. Da, uneori alegeați, uneori... Nu, după aia s-a mai schimbat în timp. Da, nu, alegeai, știu și eu cum e la... Da, cum la, nu la... talk show-ul tău.
uneori era unul, uneori era subiectul și uneori de ce alegeai doi care se certe. Pentru că era vremea în care erau foarte prizate, erau foarte urmărite certuri. Emisiunile de față în față cineva. Acum nici nu mai contează. Adică când, de exemplu, am adus pe Băsescu cu Sechelariu. Băsescu era președinte, cred că deja devenise președinte. Și știți că era războiul. Adică era o chestie extraordinară că puteai să-i aduci față în față. Pe cei... Era un eveniment, da? Era un subiect. Da? Și erau doi care se certau. Pe o lege, pe o anchetă. Și atunci era, cum să spun, cel mai bun lucru sau genial era să-i aduci pe cei doi care se certau și care făceau... Păi, Rona Harner, Rona Harner, Corneliu Vadim Tudor. Da? Cea mai mare audiență din istoria televiziunii. De ce? Pentru că erau... Nu trebuie spus pentru telespectatori. Pentru erau că se acumulase atâta tensiune. Cine erau și de ce? Corneliu Vadim Tudor era președintele Partidului România Mare și l-a acuzat pe Emil Constantinescu, care era președinte, care o amantă pe nume Rona Harner. Da. Și presa a preluat chestia asta într-un fel sau altul. Vadim a insistat și a durat... Nu știu, o zi, două, trei, mult timp, o săptămână, când s-au acumulat tensiune și informații. Și cel mai greu a fost să-i aduc în față. Eu am fost mult acolo. E greu? A fost ceva infernal. Adică așa ceva reușești odată în viață. Păi a fost 50 rating. E cel mai mare rating din istoria televiziunii. Și nu mai ții minte cum s-a desfășurat? A fost păi un scandal? S-a desfășurat așa. Da. În primul rând că Rona Harner m-a dus să iau de acasă, că a fost condiția ei să mă duc eu să iau de acasă, de cu mașina. Asta a fost condiția. Putea să zic că să mă duc să iau și cu bicicleta și tot mă duceam să iau pentru show-ul ăsta. Da. Și m-am dus să o iau și aici e o chestie extraordinară. La un moment dat eram cu șoferul, același șofer pe care l-am și acum după 20 ceva de ani, și la Piața Unirii a zis că vrea să cumpere ceva. S-a dus la chioșc și acolo am văzut că încerca să fugă. Și l-am trimis cumva, m-am dus după aia, și șoferul cumva am luat-o cu forța și a pus-o mașină. Am ajuns în studio, între timp a venit și taică-s-o. Condiția a fost să participe taicăsul, să fie studio taicăsul. Ok, ce să fac? Am dat un scaun lui taicăsul și acolo. A început dezbaterea, nu știu ce. Vadim a vrut să vină, el da, păi cum? Dar și ea foarte, adică foarte aprigă în discuții și asta, i-a răspuns și așa mai departe. Și la un moment dat i-a zis, tata, mergem că se vede pe cameră. I-a zis lui taicăsul, ce? Și taicăsul i-a făcut semn, hai, că l-am văzut. Și a ieșit în studio și din a rămas. Din emisiune? Da. Supărată? Da, asta a fost jocul ei, a vrut să iasă, nu m-a vrut să stea mai mult. Și el a făcut ratingul.